Mă bucur să vă revăd cu alt vibe, un nou sezon, un nou început. Am început cam tare acest sezon, două meciuri foarte tari, cu Rapid și acum cu CSU. Și mergem cu gândul la victorie. Și-a rămas în reflex cu CSU. Da, până la urmă, mi-a rămas în reflex, da, CSU, Craiova. Nu... Cum zic oamenii la televizor, că până la urmă așa era CSU și FCU. E un meci special pentru tine, acesta? Nu, e un meci la fel ca oricare alt. Nu. Treaba mea e să-mi fac treaba și, cum a zis Sorin, ne-a Sorin și treaba lui e să mă prindă. Nu, treaba mea e să apăr foarte bine, să-mi ajute echipa și, cum a zis, mergem cu gândul la victorie. De când ai mai apărat pe Ion Oblemenco, dar ce ai fost cam rezervă în ultima vreme? Chiar la meciul cu ei. Sau dacă nu mă înșel, meciul cu Oțelul Galați când a pierdut cu 2-1. Acela a fost ultimul meci. Nu știu, ai ceva de demonstrat? Că ai plecat poate prea ușor din Craiova? Nu neapărat de la FCU. Poate puteai fi în vederile celorlalți. Nu. Consider că nu am nimic de demonstrat nimănui. Am de demonstrat mie să fiu din ce în ce mai bun pe zi ce trece, să fiu de la an la an mai bun și să demonstrez că sunt o certitudine în Liga 1. Până la urmă, asta este atul meu de a fi under, să beneficiez de acest statut până la capăt și să fiu o certitudine în Liga 1. Asta este chestia cu under-ul, să demonstrez că nu datorită regulii joc. Ești și portarul naționalei under 20 deocamdată, dar nu știu, te vezi și mai sus? Da, corect. Totul iau treptat, step by step. Acum capitan la U20, după aia convocat la U21, poate capitan la U21 în timp și de ce nu echipa națională mare. Dar toate la timpul lor. Totul depinde de mine, să fiu serios și să cresc de la meci la meci. Ai cântărit mult oferta de la UTA în momentul în care a venit ea? Nu. Nu prea, n-am stat pe gânduri. M-am simțit întotdeauna, chiar când eram la Craiova și jucam cu UTA, am simțit căldura oamenilor de aici, am simțit că totul fără UTA, fără Arad, fără fotbal ar fi un oraș mai mic așa, dar așa cu acest club minunat de tradiție, am simțit căldura oamenilor și nu prea am stat pe gânduri, sincer, de ce să vă mint. Bine, trebuie să fii atent cum vorbești că te întorci la FCU, nu? Din vara. Da. Acum, da, contează să-mi fac treaba. Acum, până la urmă, m-ai întrebat dacă am cântărit mult. Nu, asta am zis, asta nu e vorba. N-am zis nimic de FCU sau, până la urmă, e un lucru benefic și pentru FCU, pentru că mă pregătesc pentru anul când o să fie în Liga 1. Cum consider debutul la UTA? Neil Lennon spunea că UTA a avut un portar în zi mare. Ai simțit și tu că ai făcut un meci foarte bun? Puteai face mai mult la gol? Nu știu, te întreb. Da, consider că mi-am făcut treaba. La gol, ce pot să... Puțină neșansă, aș putea spune, pentru că tot dintr-un clinch, atunci cu Conte a ajuns mingea la Chris, Brown. La Brown și cu puțină șansă am atins-o cu vârful crampoanelor și dacă era să o ating un pic mai mult, mingea cu siguranță se ducea pe lângă. Deci nu... Na. A fost, să zicem, un gol ghinionist. Nu știu exact, te-ai bătut pe Craiova până acum? Din tricoul lui FCU i-ai bătut pe Craiova până acum? Da. Și ce crezi că ar trebui să facă UTA ca să obțină rezultat bun? Să ne facem jocul nostru. Să ne facem jocul nostru pentru că să respectăm ce ne zice mister și cu siguranță dacă vom juca cum am jucat meciul cu Rapid, cele 3 puncte cu siguranță vor fi la noi. Se anunță și ceva spectatori de la Arad? E important că o să aveți susținerea lor? Da, chiar este foarte important. Atât în deplasare, cu siguranță e o deplasare grea pentru că
cum prea bine știți, că majoritatea drumurilor sunt blocate și este foarte greu pentru suporteri să facă deplasarea, adică pe un drum de 5 ore, 4 ore, să zicem 4 ore jumate, faci acum aproape 10, deci chiar mă bucur dacă vin la Craiova și o să ne susțină. La Arad, cu tensiții cu suporterii alături. Minunat. Dintre portarii de la Euro, de cine ți-a plăcut? Pickford. Jordan. Mai ales că cam în el mă regăsesc foarte mult. În Pickford. Avem și, să zicem, și calitățile mele mi le regăsesc în ale lui, ca să zic așa. Adică un joc de picior foarte bun, nu o talie extraordinară, mai solid, așa mai musculos, și cam el m-a ajuns de găsi în Pickford. Și chiar mi-a plăcut, adică în final chiar a avut două, trei intervenții foarte bune pe final până să apară golul 2 al Spaniei. Cu linia de apărător de la UTA, te înțelegi bine? Cum? Ai spus ceva? Mai spune-ți o dată. Deci cu linia de apărători de la UTA te înțelegi bine? Ai vreo pe unul care te înțelegi cel mai bine? Mă înțeleg cu toți și la fel de bine. Chiar fără ajutorul lor nu m-aș fi integrat așa de repede. Adică nu cred că a fost în primul moment să fie o diferență așa de mare sau lipsa de comunicare între noi. Am fost întotdeauna deschiși și am vorbit și chiar mi-au fost de ajutor din prima zi din când am venit. Vorbiți și în vestiar? Da, vorbim. Pentru că trebuie să ai o comunicare deschisă, mai ales cu fundașii, cel puțin cu fundașii centrale. Adică totdeauna să ne creăm anumite automatisme împreună. Este normal. Cum e să ai un concurent, un jucător care a fost, bine, n-a jucat foarte mult la Arsenal, practic. Dar da, să fie... Da, până la urmă, să luăm un calcul că a fost un colos în fața lui, vorbim de Petr Cech, fără dar și poate unul dintre cei mai buni, sau dacă nu, cel mai, depinde de preferințe, cel mai bun portar din lume. Chiar am foarte multe lucruri de învățat de la el, încă pe lângă el mă simt mic din punct de vedere cum s-a dezvoltat și cum vede el fotbalul față de noi, și chiar am foarte multe lucruri de învățat de la el. Deci e o concurență serioasă între voi. Da,